Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță despre această zi de joi, 8 iunie 2023. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi în fiecare dimineață sau în fiecare zi. Aceste mesaje sunt de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea și simt că fără toate acestea și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această zi frumoasă de 8 iunie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește și să îi se împlinească toate visele. Haideți să vedem ceșcuța noastră, dragii mei, iată cum arată ceașca de astăzi pentru voi toți. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțe. Cer scuze. Sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive. Dar haideți să vedem mai bine. Iată că această cafeluță s-a revărsat peste ceașcă, ceea ce înseamnă cel puțin o veste foarte bună pe care o vei primi în această zi sau în această perioadă. Veste care se va termina cu cu câteva lacrimi de bucurie pentru voi, da? Veți vărsa aceste lacrimi de fericire, dragii mei. Haideți să vedem ce se vede aici în fundul ceștii și în ceașcă. Da, văd aici o mașină și un inel, dragii mei. Cei ce doriți să vă căsătoriți, văd că veți porni spre cununie. Sau plecați într-o anumită localitate unde vă veți găsi ursitul sau ursita. Dragii mei, se văd aici două persoane care dansează. Se pare că veți avea o serbare, poate o zi de naștere a cuiva sau altceva. Bateți din palme de fericire. Poate veți auzi totuși o veste de bine. Poate va fi ceva de la un loc de muncă. Dar ceva văd că o să se împlinească pentru tine și vei sărbători și tu de fericire. O cheie, dragii mei, apare aici. Poate vindeți o casă sau o mașină sau cumpărați o casă sau o mașină. Da, văd că aceste planuri în legătură cu vânzarea sau cumpărarea unui imobil sau unei mașini se vor împlini pentru voi. Un înger, dragii mei, se vede cu aripile deschise asupra voastră și o inimă. Se pare că o să vă găsiți persoana potrivită. Acest înger vă va ajuta, va răspunde rugăciunilor voastre. Vă va dezlega cununiile, vă dezleagă de farmece, astfel încât veți avea și voi noroc în dragoste. Dragii mei sau dragile mele, văd că aveți foarte multe uși deschise în fața voastră. Viața voastră va merge spre bine, aveți foarte mult noroc, poate vă doriți o casă, poate vă doriți pe cineva alături, ceea ce îți dorești se va împlini pentru tine, dragul meu sau draga mea. Văd că ești de ceva timp cu această persoană și aștepți să se întâmple și în viața ta ceva minunat, ceva care să te facă să spui, da, domnule, nu am investit degeaba în această relație, a meritat timpul pe care i l-am dedicat. Și iată că acest lucru se întâmplă acum, când nici nu te mai așteptai la acest fapt. Te invită în oraș să luați masa într-un cadru cât se poate de romantic și să vorbiți despre lucruri serioase. Este un moment bun în care te anunță că s-a gândit la toate, așa că, dacă vei fi de acord, el este gata să vă căsătoriți. Se pare că a găsit și un loc, o casă sau un apartament unde o să stați de acum înainte. Vei fi foarte, foarte fericită cu această persoană.
Draga mea sau dragul meu, văd că îți ajung la urechi niște bârfe și plângi din cauza lor, dar mai bine astupă-ți urechile și nu mai asculta la ceea ce aceste persoane spun, pentru că aceste persoane doresc să te despartă de soț sau de soție, sau de partener sau de parteneră. Fiți atenți la data de 21, dragii mei, se pare că va fi o zi cu ghinion. Nu vă certați cu nimeni în această dată, pentru că ați putea avea mari probleme de la această persoană, de la această ceartă, fie că va fi la muncă, fie că va fi acasă. Două porți, dragii mei, ale norocului vostru, se pare că au fost închise până acum, dar acum se deschid și va fi din ce în ce mai bine. O discuție între două persoane, două surori sau mamă-fică, poate o prietenă, poate tu cu o prietenă, vorbiți despre un bărbat sau văd că vreți să deschideți o afacere. Să știți că se va finaliza în favoarea voastră, veți face tot ceea ce v-ați pus în minte. O inimă, dragii mei, pentru persoanele singure. Se pare că veți întâlni și voi o persoană deosebită, vă va bate la ușă o nouă iubire. Cu sănătatea, dragii mei, aveți grijă la durerile de cap și de spate. În rest, văd că veți fi destul de bine. În trecut, dragul meu sau draga mea, văd că nu ai avut noroc, n-ai avut parte de ceea ce ai dorit pentru tine. Nu ai avut bani, n-ai avut noroc în dragoste, dar văd că încet, încet ieșiți din această beznă și țineți în mâini o lampă. Vă luminați singuri viața. Pentru cei cu inițialele V, A, L și E, dragii mei, în două zile vă vin vești minunate sau este posibil chiar să vă intre niște oaspeți în casă. O să vă bucure foarte mult, o să aducă o energie extrem de pozitivă în viața voastră. Aceste persoane or să vină încărcate de o lumină nouă și vor sărbători alături de voi. Veți serba aceste vești minunate pe care le-ați primit. O săgeată, dragii mei, se vede aici. Se pare că în curând veți avea parte de o vindecare în domeniul financiar. Poate veți găsi un loc de muncă mai bun, poate vă vin bani de undeva. Oricum ar fi, cu banii văd că o veți duce din ce în ce mai bine. Pentru cei cu inițialele V, S și L, aveți grijă la cheltuieli, pentru că prea mult cheltuiți atunci când aveți bani, iar când nu aveți, nu știți de unde să vă mai împrumutați. Nu este de dorit un asemenea comportament. Faceți-vă mai întâi un plan ca să vedeți care sunt nevoile voastre și abia apoi cheltuiți, pentru că altfel banii voștri se scurg ca apa. Dragii mei, văd aici un bărbat. Să știți că nu știu dacă sunteți certate cu acest bărbat, dar văd că acesta nu este acum lângă voi și văd că acesta și-a dat seama că nu poate trăi fără tine. Și nici tu nu poți trăi fără de această persoană. Văd că vă veți întâlni și veți trăi clipe minunate unul alături de celălalt și totul va merge conform planului în relația voastră. Dragul meu sau draga mea, văd că este ceva ce va reuși în viața ta, fie la școală, fie în căsnicie, pentru că acest lucru de mult vrei să-l faci și abia acum ți-a reușit. Mereu ai avut o piedică în fața ta, fie în dragoste, fie financiar, dar acum văd că ai obținut acest succes nebănuit. Dragii mei, se văd aici niște căprioare care zburdă pe câmpie. Se pare că în viața ta o să intre o serie de minuni. Întotdeauna este bine să privești cu încredere spre viitor, gândește pozitiv și să știi că toată viața ta se va manifesta pentru tine exact așa cum îți dorești, exact așa cum vezi, exact așa cum vizualizezi. Dragii mei, văd aici o bucată de pământ. Se pare că această bucată de pământ este o moștenire pe care ai primit-o
și văd că te vei judeca cu ceilalți oameni, cu ceilalți frați sau cu ceilalți, celelalte surori, cărora va reveni această moștenire și într-un final să știi că îți va reveni și ție partea ta. Nu trebuie să stai fără griji, da? Pentru că acest lucru se va întâmpla și pentru tine. Hai să vedem, dragii mei, ce se mai vede aici. Văd un soare foarte luminos în fața ta, draga mea sau dragul meu. Te îndrepți spre acest soare. Se pare că soarele acesta va intra în viața ta în sfârșit, după atâtea zile înnorate, și vei avea parte și tu de tot ceea ce ți-ai dorit. Da? Văd că un succes nebănuit se apropie de tine. Pentru aceia dintre voi sau acelea dintre voi care își doresc un copil, să știți că puteți să vă gândiți la acest lucru în perioada care vine, pentru că planul vostru va fi încununat de succes. Da? Veți putea face acest copilaj. O inimă, dragii mei, se vede și o cămilă pe care o mângâi. Vei avea noroc din plin, să știi. Îți vei deschide singur drumurile. Drumurile spre înainte, drumurile spre planurile tale. Mai apare aici o pasăre care zboară și un înger. Vei primi o veste foarte, foarte bună și acest înger, să știi că vine în viața ta pentru a te ocroti, pentru a înlătura toate negativitățile din viața ta, da? Dacă mai există persoane răutăcioase sau persoane invidioase care te bârfesc, dragul meu sau draga mea, să știi că acest înger va da la o parte aceste persoane și mai ales va da la o parte toate acele negativități care vin din partea acestora. Hai să vedem și dorința voastră. Dorința voastră este pe cale să se împlinească, să știți, dragii mei. Văd ceva aici în legătură cu o casă. Poate o reparație, poate vreți să vă faceți o casă nouă, dar să știți că cel mai important în acest moment este să uitați trecutul și să începeți o viață liniștită alături de cel drag sau alături de cea dragă și veți vedea cum toate planurile voastre se vor împlini, inclusiv această casă pe care doriți să vă faceți. Acestea fiind spuse, dragii mei, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!